Impresarul Florin Volturar a spus că astăzi sau mâine mai sunt niște discuții și că, atenție, acele miri care a făcut oferta ar avea în plan să-l ducă pe Morțan la o echipă pe care o mai are prin Europa, nu neapărat în zona arabă. Ce părere aveți? Atunci e senzațional. În comisia sunt de acord. I-am spus că Morțan este un produs fotbalistic românesc, poate unde cei mai valoroși fotbaliști ai noștri și păcat să-l rătăcim undeva prin Orient. El trebuie să joace fotbal, trebuie la echipe mari, dar încă nu știu dacă va fi dacă e pregătit să joace la o echipă de asta europeană din Spania sau din Italia. Păi nu, că ar fi o echipă, de exemplu, în Spania e Girona, care e o echipă medie, nu este Real Madrid. Atunci poate fi un traseu chiar spectaculos pentru Olimpiu și foarte bun financiar pentru Tonu Becale. Și de ce nu știu? Pentru dumneavoastră. Pentru Fece Botoșan, ea este o primitură acolo, dar este formidabil să joace copilul. Eu am spus, nu mai trebuie dat de mult bani pentru Fece Botoșan, deși nu sunt meschin, nu sunt obraznic să spun că nu mă interesează ca Fece Botoșan să câștigi niște bani, dar mă interesează foarte tare să văd un fotbalist român care rezistă. Rezistă în Europa la nivel competițional adevărat. Vedeți că, din păcate, nu avem 2-3 fotbaliști români care fac performanță în afară și asta este o măsură la care trebuie să ne gândim foarte tare. De ce copiii noștri care par buni în România, afară sunt doar rezerve? De asta cred că trebuie să faci într-o cupă europeană cu FCSB-ul Măgădeam, după care, dacă acolo fac performanță, poate să-și meargă mai departe. Dar dacă traseul pe care sunt dumneavoastră este cel cu atunci este ok. Tocmai acum câteva minute înainte să vă sunăm pe dumneavoastră am vorbit cu Vulturar și asta ne-a spus că planul ar fi cel mult să-l țină la Arab acolo un an, după care să-l transfere la o altă echipă din grupul lor pe care îl dețin. Interesant în condițiile astea și atunci ar trebui ca să poată să facă pasul. Acum devine și domnul Becale cât de mulțumit de ofertă. Dumneavoastră ce părere aveți? 10,5 milioane de euro este o sumă corectă pentru Morțan? Nimica. Cum nimic? Deci, Morțan, dacă ar juca într-un campionat european de ăsta, de arestat în Spania, de exemplu, da. El trebuie de ani de zile cu 20 de milioane, cu 30 de milioane. Haideți, domnul Știme, că acum faceți declarații de tip Gigi Becali. 30 de milioane mi se pare cam mult, totuși. Dar nu de România. De România nu pleacă nimeni de 30 de milioane. A, dumneavoastră spuneți să meargă undeva intermediar și după aia să se plătească. Sigur, sigur. Asta așa, dacă el ar sta de ani de zile, ar face performanță într-o echipă de genul unei din Spania, genul de liga asta, de echipă de medie, după care se vine cu bani mulți. El va fi obiectul sau subiectul unor transferuri interesante. Dacă își ține mod de pregătire, dacă țin Dumnezeu sănătos, așa cum este acum, este o super ofertă. Pentru 10-15 milioane este mai mult decât bună oferta pentru România. Da. Ați spus dumneavoastră, am văzut o declarație recentă de-a dumneavoastră că ar fi mai bun decât Yanis Hagi? Eu spun că este mai talentat și este mai util de multe ori în echipă. El nu este altruist, este un jucător de număr 10 care pare mai nativ în tot ceea ce face decât face Yanis. Dar eu nu sunt priceput, eu spun doar punctul meu de vedere. Da. Eu cred că ăsta, Morțan, este cam cel mai talentat număr 10 care l-a dat România în ultimii, eu știu, 10 ani. De ce credeți? Asta ne-a ajutat. Domnul Iftimel, cunoașteți bine pe copil și vreau să vă întreb, este la al treilea sezon la FCSB și de-abia sezonul ăsta a performat cu adevărat. Are pase de gol, are goluri, e decisiv pentru echipa lui. De ce de-abia acum? Pentru că nu a fost jucat. Un copil de nivelul lui, un antrenor care cu adevărat vrea să genereze sau să dea naștere, să creeze valori interesante, trebuie să-i joace. El dacă juca pe număr 10, și acum joacă intră, să joace număr 10 continuu. Chiar dacă greșește o minge, o pasă sau un dribling, el trebuie să joace. Fiecare meci aduce încredere. El dacă era jucat acum de ani, a plecat de la noi, bă, da, eu am zis la un moment dat, jucați în număr 10, bă, dați-mi-l mine. La Botoșan și crește fără doar și poate. E prea talentat, e prea bun. Are o activitate extraordinară și este și educat acum. Plus că a intrat într-o echipă cu concurență serioasă, nu este SPB-ul. Dar el trebuie să joace și foarte bun antrenorul care l-a jucat foarte mult. Pentru că atunci, la început, nu era chiar așa. El a crescut de la meci la meci. Dacă are încredere în Morțan, în calitățile lui și se împlinește fiecare meci, vă spun, este senzațional. Dar trebuie jucat.
Da, au zis domnul Știne ce nas ați avut la afacerea asta, că ați refuzat să-i mai dați lui Gigi Becali 10%. Că a luat de la noastră încă 10% și ultimul procent ați refuzat să-l mai dați. Da, și era o ofertă bună. Dar nu știu dacă v-am avut nas. Pur și simplu mă leagă ceva de copilul ăsta, așa, eu, toți care pleacă de la mine îi urmăresc după. Și dacă mai leam și am și o poziția asta financiară, îi mai, cum să spun eu, devine mai pasional așa. Și de-aia e bine să fie plin de pasiune. Adică ați păstrat așa 10% și cumva sentimental? Mai mult sentimental, da. Bine, eram convins că nu scapă fără 600-700 de mii de euro cu mine. Cu toată iubirea care o am. Dar, am înțeles. E un copil bun, un copil. Și este un mare merit, mare Ibrețaru. Mare merit. Da. Pentru că s-a ocupat continuu de el din toate punctele de vedere. Și mare lucru. Domnul Iftime, ce se întâmplă cu echipa noastră? Ce faceți în perioada asta? Cum vă pregătiți? Unde? Ce transferuri urmează? Suntem la Timișoara acum, până da. Duminică. Încercăm să facem un meci de pregătire către vine, să vedem cu cine găsim acolo în zonă. Am mers acolo cu frica că în Moldova va ninge și vor fi niște de la Rusești și nu o să mai putem să facem capul din zăpadă. Din păcate, din păcate m-a nins pentru frumusețea iernii și din fericire, dacă eram aici, era și mai ieftin, suntem și la noi, pentru că vrem în primăvară și la noi. Dar la nivel de transferuri, avem un fundaș central care a venit, de frica cum va pleca unde e frica. Din interesul meu sau din starea cum va pleca Kindri sau Maharut, da. Am azi un fundaș central. Cum îl cheamă? Dacă îi spunem mele, e ceva de genul. Este în Côte d'Ivoire, un copil din naționala de Under 21. El vine din Finlanda, mi se pare acum. Uh-huh. Deci are un nume greu de pronunțat sau ce? Se dește, da. Eu nu prea țin numele, minte numele după vreo 200 de meciuri, că n-am. Am înțeles. Da. Va veni un fundaș central, eu spun, destul de interesant, așa cum l-am văzut noi. Și în rest nu mai am nevoie de multe întăriri, dar mai sunt niște copii pe care îi vizăm acum, din 19 ani, vreo 2, dar nu îi spun că încă se lucrează la transferuri și să nu ne fure alții. Să nu vi-l fure, da. Da, că e ușor să iei la Botoșani, dacă îi spui orice oraș, în afară de Botoșani. De pe la Dinamo furați ceva? Nu. Acolo nu știu, n-am o relație directă acolo, dar în orice caz, nu la Dinamo, nu. Am înțeles. Deci acolo s-ar putea să nu spunea, că s-ar putea să iei. Și e pur și simplu. Nu, să dea Dumnezeu să le meargă bine, să le trezesc, să facă ceva și să revină Dinamo, nu chiar ca mare Dinamo, dar măcar ca o echipă de Liga 1, pentru că avem nevoie de Dinamo. E adevărat.